Deci, haideți să vă povestesc. Eu cumpărând foarte des mâncare de la Turkish, de la Nord, da? Și sunt oameni nevoiași care nu cere bani, oamenii cer mâncare. Uitați aici pe dânsa, care bineînțeles că a dat-o afară în brânci de la Turkish. Uite aici, ai și cola, da? Hai. Și domnul patronul de aici este a cincea sau a șasea oară care, ce se întâmplă? Odată a dat afară o fetiță de 9 ani care mi-a cerut o șaurma pentru că nu avea bani și era foame și a dat-o afară. Odată o altă domnișoară a dat-o afară, luată de mine și bineînțeles că, na, poate așa să mai facem și câte o faptă bună. Patronul de aici, da? Patronul de aici, de la Turkish, nu permite oamenilor nevoiași să intre înăuntru nici măcar să cumpere. Pentru că noi suntem ortodoxi și ei sunt musulmani. Nu fac ură de rasă. Dar să dai afară un copil de 9 ani, cărui chiar era foame, plângea de foame, înseamnă că nu contează ce rasă sau ce religie suntem. Dar suntem vai de mama noastră. Vai de mama noastră că mai venim și mâncăm aici și le băgăm bani la ăștia, la turci, în buzunar. Le băgăm bani să se pișe pe noi, să ne vorbească cum vor ei. Vai și amar de capul nostru.